pentru a face o calificare corectă. Și a pornit de acolo, că de la această calificare, este persoana dată homosexuală ori nu, urmau, chiar și de cât petiționar. Și petiționarul care a adresat iarăși petiții și Consiliului, în afară de toate registrările date, urma mai întâi de toate să probeze că într-adevăr persoana dată, în baza unui certificat medical, altceva, într-adevăr este homosexual. O simplă declarație. Nu este temei că această persoană este de orientare homosexuală. Ok, domnul Crăciun, atunci întrebarea, cum persoana trebuie să probeze că ea are o orientare medicală sau altă? Medicul nu stabilește asta. Asta va fi la fel, declarația persoanei. Cum trebuie să probe, să fie probate? Pozii care atestă acest lucru. Și ca să vorbim, ce fel de poze? Care nu, ședințele Consiliului, în cazul când sunt pozii care atrag viața intimă și privată, pot fi făcute și închisă. Și în cazul dat, când persoana într-adevăr este, urma să prezinte, bine, nu nouă, dar chiar și Consiliul, dar eu am aici plângere făcut Consiliului și eu și aici nu găsesc probatoriu care este anexat că persoana într-adevăr este homosexual. O simplă declarație. În societate zilnic o mulțime de oameni declară unui prinț, altui rege, dar nimeni nu este dacă nu au probe. Probatoriu, până nu vedem, să vedem și să nu credem. Dar o simplă declarație și de la aceasta sunt. Chiar și-a ieșit și în presă și-a spus că este probatoriu. Fără probatoriu, n-am văzut probatoriu că într-adevăr este. Nu pot afirma că s-au adeverit și până nu este probatoriu, nu pot să emit o concluzie că declarațiile sunt veridice. Deci doriți să aveți supoze cum persoane fac sex și numai atunci puteți să spuneți că iată persoana este heterosexuală sau homosexuală. Așa să mă înțelegeți, dar Consiliul trebuie să ia în calcul, în vedere acest lucru la emiterea unei decizii, pentru că anume pe o simplă declarație fără un suport probatoriu, anume de la acel moment când Consiliul va stabili ce? Că într-adevăr persoana dată este homosexual, trebuie să fie la bază ce? O probă care să ateste acest lucru. Când această informație și acest probatoriu a stat cunoscut celor din partea reclamată, din brigada 2, și anume de la acel moment se înceapă a calcula și a da o apreciere justă. Cum pot fi calificate acele cuvinte care eu le-am calificat ca injurii,